De ceea ce înseamnă dezvoltare durabilă. Din acest punct de vedere, la nivelul județului Cluj, am considerat că este oportun în acest moment să punem la aceeași masă atât mediul universitar, partea științifică, producătorii de produse agroalimentare și, nu în ultimul rând, specialiștii din domeniul, astfel încât să creăm oportunitatea de a genera o strategie coerentă și comună de dezvoltare a sectoarelor respective la nivelul județului Cluj. Motiv pentru care noi, Consiliul Județean, am luat această inițiativă și considerăm că acest proiect va fi unul de succes, cu atât mai mult cu cât avem nevoie să ne pregătim în perioada imediat următoare pentru tot ce înseamnă proiecte și programe europene din domeniul respectiv, astfel încât sectorul agroalimentar de la nivelul județului Cluj să devină unul competitiv și, nu în ultimul rând, un aducător de bani la bugetul județului. Practic, ce au de câștigat agricultorii, ce au de câștigat firmele? Sunt pentru prima dată într-un cadru organizat. Cred că la nivel național se discută la aceeași masă și sunt prezenți și reprezentanții ai hipermarketurilor. Se discută de foarte mult timp de introducerea produselor autohtone în hipermarketuri. Avem nevoie să stabilim împreună strategii astfel încât tot ceea ce înseamnă astăzi importuri de produse agroalimentare să scadă în perioada următoare și cetățenii să găsească pe rafturi produse din produse autohtone. Vreau să vă întreb dacă în acest caz